Cultiva plante de câinepă printre alte culturi agricole, crezând că nu vor fi observate, dar nu e mers. Un bărbat din Creuleni este cercetat penal pentru plantarea și îngrijirea cânepei. Suspectul a ajuns în vizorul poliției după ce forțele de ordine au găsit peste o mie de plante verzi de cânepă la el în grădină. Plantele au fost transmise expertizelor, iar bărbatul de 47 de ani este cercetat în stare de libertate. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la șase ani de pușcărie. Perchezițiile efectuate de polițiștii din Chișinău au fost desfășurate în cadrul operațiunii MAC 2018, cetățenii care dețin informații despre cultivarea plantelor cu conținut narcotic sunt rugați să informeze forțele de ordine la 112 sau la cel mai apropiat post de poliție.